Bună ziua! Suntem la podcastul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Astăzi îl avem invitat pe colegul nostru Adrian Șerban. Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Cu drag! Pot să spun Adrian? Da! Chiar dacă suntem într-o emisiune, hai să suntem la noi acasă! Suntem la noi acasă, bine spus! Adrian, în primul rând vreau să spun că sunt bucuroasă că ai acceptat invitația mea. Vreau să te întreb, de când faci tu parte din colectivul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu? Când ai venit în echipa aceasta? Vreau înainte să vă spun de când fac parte, că plăcerea e de partea mea și să știți că am mai fost cooptat pentru câteva podcasturi, dar l-am ales pe ăsta tocmai pentru că tocmai ce am zis că suntem la noi acasă și mă simt mai apropiat de teatrul nostru și mai ales că podcastul acesta are loc pe scena teatrului. Dacă nu mă înșel, cred că anul acesta, în octombrie, am împlinit 8 anișori de când sunt aici la în teatru. În octombrie, acum 8 ani ai venit. Da, acum 8 ani, în octombrie. Colegii mei au intrat, când a fost concurs, au intrat încă din august. Eu m-am încăpățânat. Mi-au spus colegii care erau deja angajați să mă pregătesc mai intens și m-am încăpățânat și am picat prima dată. Am mai dat o dată a doua probă. Tu în anul acela ai terminat facultatea sau terminase mai de mult facultatea? Nu, eu am terminat în 2008 la UNATC, la clasa domnului profesor Doru Ana. Dumnezeu să-l odihnească. Și imediat după facultate am fost cooptat în echipa Ronald McDonald și am fost aproximativ 7 ani de zile în turnee la McDonald's. Dar cum s-a întâmplat să fii cooptat? Te-au văzut în ceva? Cum s-a întâmplat? Cum a fost? M-a recomandat o colegă de la UNATC și am dat o probă. Am fost 4 băieți și am dat o probă. În ce a constat proba? Ne-a întrebat ceva poveste personală și a fost mai mult o probă a costumului. Sună ciudat, dar a trebuit să ne verifice zâmbetul, să ne verifice mersul, o probă de imagine cumva. Cine făcea parte din comisie? Din comisie făcea parte șeful de la MEC de atunci pe toată România și Doru Rancea, cel care are firma asta care se ocupă cu evenimentele. Da, a fost o perioadă foarte frumoasă. Și la început ai fost în echipa domnului Rancea? Da, am fost în echipa... Domnul Doru face Ronald McDonald, dacă nu mă înșel, cred că a depășit 25 de ani. Da. Face încă de la început, de când au venit în România. Și chiar atunci plecase unul dintre băieți și s-au potrivit, pentru că eu picasem la master. Am mai stat un pic la cămin la un ATC, dar nu găseam locul, pentru că profesorii ne-au zis că o să ne găsim loc la teatru, că o să fie bine și n-am fost atât de norocos ca alți colegi și atunci m-a ajutat foarte mult chestia asta, ca imediat după facultate să... Ți-a fost greu să faci trecerea asta? Că este o diferență în abordare. Da, mi-a fost foarte greu pentru că acolo la MEC eram singur și aveam un spectacol pentru copii care dura undeva la 40-45 de minute. Spectacol de teatru combinat cu magie, educativ, avea anumite... Era o listă pe care noi atunci când ne întâlneam să refacem spectacolele, să reluăm, să facem un spectacol, aveam o listă cu câteva reguli, ca să zic așa, pe care trebuia să le respectăm. Și mi-a fost greu pentru că eu eram singur acolo și aici m-am trezit în piesă cu foarte mulți colegi și am pierdut relația cu partenerul. Chiar la început foarte mulți dintre regizorii care au venit să monteze la noi îmi ziceau că joc foarte mult pentru mine, că am pierdut cu
cu partea asta, cu, atunci cu echipa Ronald McDonald, zona de, de relație, a fost destul de dificil, da, ușor, ușor. Cum ai luat hotărârea să, să vii în Târgu Jiu? Că bănuiesc că la început ai fost în București. Da. Nu? Da. Deja eram în relație cu, eram într-o relație serioasă cu soția mea și am zis că pot să vin și la teatru, să vin acasă. Uh-huh. Pot să-mi fac și familia aici. Soția ta fiind din Târgu Jiu. Fiind din Târgu Jiu, da. Și atunci m-am gândit că pot să, să-mi fac și familia aici și era și teatru ca o a doua familie și atunci și de, am reușit să le îmbin. Un an, doi, de când avem MEC în Târgu Jiu? Cred că mai puțin de un an și deja m-am văzut de două ori cu Doru, am fost la spectacole. Da. Da, a fost foarte emoționant că acum am fost împreună cu fetița mea și... E alt gen de emoție. Dar tu ai continuat cu spectacolele astea pentru copii, ceea ce e foarte bine. E o poveste mai lungă, o să fac un mic rezumat. Te rog. Atunci când eu am plecat la București, la facultate, părinții mei nu au avut foarte mulți bani să mă întrețină și una dintre colegele de la facultate, încă din anul întâi, mi-a zis că dacă vreau și dacă îmi plac copiii, poate să mă recomande la o firmă de petreceri pentru copii. Uh-huh. Și atunci faptul că m-am întreținut singur, ca să zic așa, în facultate cu ajutorul evenimentelor pentru copii, nu neapărat că îmi place foarte mult, s-a creat o pasiune și de atunci, de aici am ajuns cumva și la Ronald McDonald. A fost ca o altă etapă a petrecerilor pentru copii. Și bineînțeles că și acum am zis că o să mă ocup numai de teatru, dar având încă trucurile de la Ronald McDonald, valiza cu trucurile, prima dată au fost prietenii care m-au invitat la zilele copiilor, dar a mai fost și la evenimente private. Asta e un lucru foarte bun. Cum te-ai cunoscut cu soția ta? Cu soția mea m-am cunoscut pentru prima dată atunci când am venit de la țară, de la Turburea, la școală, la oraș, lângă Tudor, la numărul 8, pentru că am fost în clasă încă din clasele 5-8. Ne-am cunoscut în aceeași clasă. În aceeași clasă și am stat, dacă nu mă înșel, un semestru și în bancă. Și ne-am întâlnit întâmplător, după aceea eram eu în anul 2 de facultate, ne-am întâlnit întâmplător la București și am început să ieșim, am ieșit la o cafea, am mai povestit și am văzut că avem pasiuni comune și ușor, ușor, după aceea ne-am mutat împreună la București, dar ea nu și-a găsit de lucru, a venit înapoi acasă și apoi... După ce am venit aici la concurs și nu am mai fost la Ronald McDonald, am rămas împreună acasă. Nu îmi pare rău. Da, îți amintești prima ta impresie când ai venit în teatru, când te-ai angajat, care a fost? Cum? Da, nu e o impresie foarte... mi-a fost foarte frică. Mi-a fost foarte frică. Pentru că te rupsesei de zona asta? Pentru că mă rupsesem și... sigur știți și ați trecut prin asta, e zona aia actorului care își dorește să lucreze în meseria lui și eu nu mă mai regăseam, aveam momente când nu prea mi-ieșeau nici spectacolele, era și foarte greu, aveam câteodată și 5 spectacole într-un weekend și sunt destul de solicitante pentru că dacă văd copiii o secundă că nu mai ești acolo în poveste... Știu, e foarte greu. Da, cu sunt copii, poate că sunt cele... Sunt sigură că cele mai grele spectacole sunt cele pentru copii. Da, erau... Într-adevăr, ai satisfacții foarte mari. Au fost spectacole făcute la Brașov, la Sibiu, dacă nu mă înșel, și în București. Unde vorbești despre spectacolele de la, tale cu... De la Ronald McDonald. Cu Ronald McDonald. Da. Adică... Am fost foarte surprins, nu mă așteptam niciodată să merg la un spectacol pentru copii și să trăiesc magia emoțiilor de pe scena de la teatru. Și când ai venit aici, ai găsit
O altă formă de teatru? Nu mă regăseam, am găsit altă formă de teatru. Am luat-o de la zero, ca să zic așa, pentru că regizorii aveau alte pretenții. Consider că a trebuit să o iau de la zero și primele întâlniri cu regizorii care au venit să lucrăm. Care a fost primul tău spectacol aici? A fost Neguțătorul din Veneția. Spectacolul greu. Domnului Cristian Ioan, da. Care știe foarte bine să lucreze cu actorul. Da, da. Și a fost bine atunci, dar mi-a fost foarte greu, foarte dificil. Am neglijat, recunosc, orele de canto și de vorbire la facultate și m-au costat foarte mult în primii doi ani în teatru. Dar consider că dacă faci un lucru cu pasiune și nu te dai bătut, și lucrez, cred că la un moment dat o să culegi roadele muncii tale în orice domeniu și în orice... Dacă te uiți acum înapoi, cam la ce concluzie ai ajunge? Încă mai găsești reminiscențele acelor lucruri de început? Da, da, cu siguranță. Sunt spectacole... Chiar și pe scenă, în timpul spectacolului, am imagini, se întâmplă un moment care seamănă cu, cu cel din trecut și nu știu dacă e de la zodia mea, din cauza zodiei, că sunt perfecționist, dar aș munci mai mult dacă mă uit în trecut. Mereu am problema asta să mă cert cu mine. În ce spectacol te-ai simțit tu cel mai bine, nu în sensul de confort? Și că acolo te-ai mulat tu, ți-ai găsit lucruri comune cu personajul sau că ai reușit să-l descoperi sau care îți pune în continuare nu piedici, ci te provoacă să cauți. Ai întâlnit, distribuit într-un astfel de spectacol? Da, fără să stau să mă gândesc, este vorba de spectacolul lui Michele, acela cu Comedia de l'Arte. Cu Comedia de l'Arte. Pentru că a trebuit, acolo dispare confortul nostru al actorului. E mult mai multă muncă fizică. Dar poate că vezi că e mult mai aproape de zona ta pe care ai făcut-o o perioadă, pentru că se bazează pe improvizație, pe spontan. Da, da, este o improvizație calculată. Calculată, e adevărat. Și o muncă asiduă, adică la un moment dat am clacat, m-a apucat plânsul și... Dar mi-aduc aminte cu satisfacție de momentele alea, pentru că am simțit un progres al meu și am depășit anumite bariere atât fizice, pentru că am stat, spectacolul s-a făcut într-o săptămână, dacă nu mă înșel, și am lucrat și 12 sau 13 ore pe zi și am depășit anumite bariere ale mele, atât psihice, fizice, actoricești. Ești genul de actor care dă randament atunci când obosește, când ești obosit? E bună întrebarea asta, pentru că asta am simțit-o foarte, foarte bine chiar atunci când am lucrat și pentru Arlechino și pentru Dottore. Regizorul tot ne bătea la cap că o să vedeți că mai lucrăm. După ce am clacat atunci și am avut momentul ăsta de când ne-am oprit la repetiție, am luat o pauză, am discutat, am analizat ce a fost bine, ce ne face bine situația și a ieșit foarte bine după. Asta mă face să cred că se poate și e alt gen de teatru. Există vreun spectacol, mă rog, sau un text, mai bine spus, sau un personaj pe care tu ți-ai dori să-l joci sau să faci parte din spectacolul acela? M-am tot gândit în ultimii 3 ani, că eu consider că s-a apropiat și vârsta.
am fost în anul 1 sau în anul 2, în semestrul 1 la UNATC și am văzut un spectacol de licență în semestrul 2 din anul 1, că atunci erau la sfârșitul anului. Am văzut un spectacol de licență al unui coleg de la regie și am rămas cu imaginea asta. Mi-aduc aminte că juca Ivanov, era Paul Ipate. E foarte cunoscut Paul acum, e și în televiziune și da. Închidem paranteza. Și am rămas cu imaginea asta a lui pentru că el, când ne întâlneam noi la o bere sau să ieșim sau să mai lucrăm ceva în afara cursurilor, el era foarte, făcea comedie, era mereu pus pe șoti. Aici era jucat total. I-ai văzut altă față. I-am văzut altă față, jucat total altceva diferit de el și mi-a rămas mie încă din facultate chestia asta și mi-am adus aminte acum ceva timp și m-am gândit că asta mi-ar plăcea să joc, Ivanov. Și îmi place și, dar cred că ușor, ușor mi-au adio, e un tramvai numit Dorință, Stanley. De ce ți-ai adio? Păi, nu știu. Consider că te îndepărtezi de consider vârsta lui Stanley? Da, e un pic mai sportiv și... Da, nu pot să zic asta că mi-au neapărat adio, dar depinde, regizorului... da, la asta mă gândeam. Că... Am văzut și Juliette la 50 Așa, revin la Arlecchino. Tocmai de asta mi-a plăcut, că am reușit să-l fac Arlecchino al meu, da, pe sufletul meu, că nu credeam că pot să-l mai fac. Știi că actorii vremurilor acelea jucau toată viața rolul și exista, da. Și la 80 de ani jucau Arlecchino. Da, unii da. Dintre ei ajungeau la această performanță. Da, corect. Am reținut Ivanov. Da. Sau, să vă dau și o listă de regizori. Da, 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 și o listă de regizori, sigur. Și cine să fie Ana, glumesc. Da, facem un casting, aduce o actriță pe care o dorești. Nu vreau. Pentru rol, nu pentru... Pentru rol, la asta mă refeream și eu. Cu cine ți-ai dori să joci, uite, apropo? E o întrebare foarte bună. Probabil că mi-aș dori să joc cu unii din profesorii mei de la UNATC, pentru că n-am apucat. Probabil cu George Ivașcu, cu Mircea Rusu. Uh-huh. Da, nu m-am gândit până este acum. Este important lângă cine joci? Cine ți este Da, partener? Este foarte important. Chiar dacă la ultima premieră a noastră, la început am fost foarte emoționat și mi-am găsit ușor, ușor rolul, pentru că din firea mea sunt mai timid. Am prins foarte mult curaj alături de domnul Istodor de la repetiție la repetiție. Foarte important ca partenerul să primești, de fapt, să primești atât de mult de la partener și am învățat o lecție pe care o foloseam și eu, dar poate că de multe ori o neglijam. E important să îți iei după fiecare repetiție sau după fiecare spectacol 5-7 minuțele și să vorbești un pic cu partenerul, cu colegul, să mai stai un pic, chiar dacă nu-l întrebi din piesă, să lași undeva personajul în cabină acolo după ce ai mai, nu știu, poate făceam și eu chestia asta, câteodată voit, câteodată, dar o să încerc ca exercițiu să... Că asta făcea și domnul Istodor și am văzut că avea alt efect asupra colegilor, asupra partenerilor. Și faptul că ai avut ocazia să joci alături de dumnealui și de ceilalți invitați ai noștri, crezi că pentru tine ca actor a fost important lucrul ăsta în sensul că ai descoperit în relația cu partenerul lucruri pe care, să zicem, poate le știai, dar la nivel teoretic. Poate le știai din facultate, dar la nivel teoretic. Da, sunt
mai multe chestii foarte interesante descoperite. În primul rând, cred că e o problemă a noastră a actorilor de provincie. Avem altă părere despre teatrele din București, despre teatre, nu, alt exemplu, de la Cluj. Faptul că a fost domnul Istodor și am jucat împreună cu dumnealui, îți dă o încredere în tine, îți dă altă energie. Curaj. Curaj, da. Am discutat, așa cum mă repet, la cabină, anumite chestii, poate și lecții din facultate și, în primul rând, ai lângă tine pe durata repetiției și a spectacolului un om care are foarte multă experiență, care a lucrat... Model. Exact. Și dacă ești dispus, repet, dacă ești dispus, poți să vezi care este rețeta dumnealui, ca să zic așa, cum face când nu iese un rol, unde apelează, ce face. Am văzut un model, am văzut o metodă de lucru. Care poate să-ți fie care poate să... și ție, da, sigur. Benefică sau nu. Da, da. Sau pot să aleg din, putem să alegem de acolo ce... Că nu pot să folosesc aceeași metodă, n-am Suntem avut aceeași profesor. Suntem structuri diferite. În primul rând, nu am vocea dumnealui. Depinde de mai multe necunoscute, dar e important să avem genul acesta de oameni lângă noi, pentru că au mai multă experiență și putem să învățăm foarte multe din... Mai ales că vin la noi acasă și... Ce-ți dorești pentru, să zicem, stagiunea care vine în afară de Ivanov? Îmi doresc de foarte mult timp, de când sunt la teatru, un spectacol în care să fac un moment foarte inovativ, sper să zic bine, de magie. Într-un spectacol să fie anumite chestii de magie pe care n-am reușit eu să le fac până acum. Fie că nu am găsit trucul aici, fie că necesită o mecanică de scenă, un ochi al regizorului proaspăt care să-mi spună, cumva să-mi introduc acele trucuri în poveste. Asta ar fi una dintre ele și... Dar de ce nu te gândești să-ți faci tu spectacolul acesta? Pentru... Știi că în programul Atelierul de Creație poți să-ți faci Vă tu spectacolul spun imediat ăsta. Că m-am gândit. Și să-ți găsești un cu cineva, un regizor cu care vrei să lucrești, cu care ești compatibil, că asta e foarte important, și să-ți dezvolți tu de la o idee că știi ce vrei. Pentru că astea le-am tot făcut singur. Vreau o chestie la alt nivel. Vreau să visul, te surprinde. Visul, nu, eu să surprind publicul, că i-am tot surprins cu trucurile mele. De exemplu, visul unei nopți de vară unde să se întâmple ceva cu pădurea, să fie moment de levitație, să dispară ceva. Astea nu poți să le faci la acasă în sufragerie, la sărbătorit sau la mol, la intrare. Da. Și așa mai departe. E nevoie de mecanica scenei ca să putem să facem lucrurile să dispară, să apară sau, uite, aș putea să joc Prospero, poate, din Furtuna. Prospero, o da. O chestie cu magie, cu duhurile acelea. Discutând acum, mi-au venit în minte. Da, asta aș... Și am rămas așa cu... Aș mai vrea să mai lucrez comedia de l'arte, aș mai aprofunda zona aceea, m-am simțit foarte bine în povestea aceea cu masca, cu... E un gen de teatru foarte greu. Da, da, știu, dar am apucat așa un pic din... și parcă aș mai lucra... Chiar și pentru asta, că solicită fizic un actor și... În ce te poate vedea publicul din Târgu Jiu? Păi avem ultima premieră, Ultimii, în regia lui Constantin Radu Tudosie. Avem... Unde joci doctorul Leșci. Unde joc doctorul Leșci. Doctor de închisoare. N-am știut că trebuie să divulg toate surpriza. Și Dale Carnavalului. Regia domnului Gelu Badea,
unde aici trebuie să divulg pentru că sunt tipătescu în dale carnavalului. Da. Da, dânsul a gândit spectacolul în așa fel încât în bal să aducă și celelalte personaje ale lui Caragiale. Da, și anumite personaje care apar chiar și din schițe. Uh-huh. E foarte, foarte interesantă povestea. În Sus la Lilieci, unde joci. Da, unde sunt Mitrele. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult rolul lui Mitrele, nu mă așteptam. E un spectacol foarte bun, da. Ca și ultimii și de altfel. E diferit față de, de zona clasică de teatru, e altceva. Mai avem Sânziana și Pepelea. Da, tot mi-aduc aminte, nu mai știu exact și în stagiune ce avem noi anul acesta. Și urmează din ianuarie încolo, nu? Da. Să vedem ce o să fie în ceea ce te privește. Da, păi că am înțeles ideea, afară sau prosperă. Da, un tramvai numit Dorință, Ivanov, asta o să fie, nu? Important e să avem sala deschisă și să vină regizorii să ne pună cel puțin pe noi actorii la treabă și să readucem spectatorii la teatru, că din păcate noi am avut aici în oraș și cu tremure, am avut și pandemie, am avut și sala închisă, să sperăm că acum avem toate condițiile că oamenii de lucru vin și avem feedback-uri foarte bune. Noi mai luăm și feedback-uri afară și mai ne trimis și oamenii mesaje. Se vede de bine. Și la aplauze. Și la aplauze. Și la aplauze. Am avut o surpriză plăcută pentru că eu mi-am încheiat acum 3 zile până după sărbători recitalul și mi-au făcut o surpriză plăcută spectatorii pentru că ne-au tot chemat la aplauze. În repetate rânduri. A fost un spectacol reușit. Cel puțin dacă ne luăm după aplauze și... El încă se mai joacă, nu? Da, mă refeream strict la da. În relația cu publicul și... Da. Cine nu l-a văzut, trebuie neapărat să vină să-l vadă. Ca și pe celelalte spectacole. Te-ai gândit vreodată să pleci din teatrul acesta? Sau, mă rog, să colaborezi și cu alte teatre? Da, eu colaborez. Mă gândesc atunci când primesc un proiect, mă gândesc să nu stau foarte mult plecat. Am făcut că nu vreau să încurc nici aici celelalte spectacole și ceilalți colegi, așa mi se pare fair play. Și am plecat mult și am făcut multe spectacole tot pe magie, tot pentru copii, care nu au necesitat foarte multe repetiții. Da. Și am mai plecat cu spectacole, am făcut parteneriate cu Teatrul din Petroșani, cu Teatrul din Turda, dar am plecat cu spectacole care au fost făcute aici și după aceea doar au fost mutate acolo sau am avut parteneriat și... Și au fost preluate. Și au fost preluate, da. A fost o colaborare. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat și eu mulțumesc foarte mult. Invitația mea. Cu siguranță o să te mai invităm și la anul să ne mai povestești. Sigur. Îți doresc să ai un an... cu sănătate, cu familia ta, fetița ta și cu împliniri profesionale. Mulțumesc asemenea, să ne vedem sănătoși și să avem sărbători cu bine, cu toții. Doamne ajută!